doamnelor și domnilor, urmează o voce foarte mare, la o vârstă foarte mică. Teodora Sava este o fată foarte invidiată în acest concurs. Nu râde, Horia? O voce foarte mare. Este varianta feminină, la o vârstă mai mică, lui Jeremy. Teodora Sava! În Gale, sincer, m-am simțit foarte bine. Adică în Gale, faptul că ai ajuns în Gale, de acum... Nici nu știu dacă mai este important. Faptul că ai ajuns în Gale este un lucru mare. Wow! Nu stai, nu plâng! Stai, nu plâng! Chica, mă scuzi! Până la urmă, eu n-am venit aici să câștig. Eu am venit aici să arăt lumii ceea ce îmi place să fac cel mai mult. Păi, tătea mă sunat ea și ai spus că nu pot să vii, că ai școală! Adică X-Factor oricum este un început foarte mare pentru mine și foarte important. Păi, de ce faci din astea? Nu știu, e un sentiment super fain, nici nu știu să-l descriu. Nu credeam că o să primesc surprize astăzi. E super fain, știi, să simți că ești iubit. Acum trebuie să cânt, like, credeți că mai pot? Eu înainte, când urcam pe scenă, aveam așa o frică, parcă... Nu m-a lăsat ceva să mă simt foarte bine pe scenă. Și acum, Doamne, m-am schimbat radical. Ba chiar vreau să dorm pe scenă, să locuiesc pe scenă. La prima gală, cred că m-am simțit mai bine ca niciodată. Nici la audiții, nici la bootcamp, nici la duel. Niciodată nu m-am simțit așa de bine. Și piesa am simțit-o mult mai bine și a fost genial. M-am simțit ca un star. Dar și uita ce zis. Nu prea mai știu, dar știu că zis de bine. Teodora, ești bombă cu ceas. Adică... Mulțumesc! Alex, să merg în a doua gală. Când m-a strigat pe mine, Delia, că trec mai departe în gală. Cu Teodora Sava. A fost blank în capul meu, nu mai știam pensiez și la un dat m-am împiedicat de un... felinar din ăla acolo, Doamne, chiar nu am crezut. Adică eu oricum de obicei sunt așa, poate să-mi spună că sunt cea mai bună. Pentru că simți cumva câștigătoare? De ce să mă simt câștigătoare? Ba chiar mi-e frică. Teodora is absolutely out of this world. Teo, când deschide gura, e jale. Goes back to her age? Unbelievable. La 16 ani, îți dai seama ce... Mama te umoară cu vocea aia. Infatti ho detto, quando tu avrai la mia età, sarai il top. Eu cred că este, așa cum am mai zis, un concurent periculos. Este foarte aproape de câștig. Pe ea, când natura a înzestrat-o, i-a dat tot. N-a gândit la gram, la nimic. I-a dat tot când i-a dat.